Primarul comunei își face probleme că populația din localitate ar putea fi pusă acum în pericol în cazul unei vituri puternice pe Someș, așa că a chemat la fața locului autoritățile județene, dar și reprezentanții poliției și cei ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Într-o zonă foarte apropiată de Someș, unde se fac lucrări, s-au făcut în continuu lucrări de consolidare a malului, niște cetățeni s-au mobilizat ca să sape, să taie digul de pe o parte pe cealaltă, ca să scoată o conductă. Era o conductă veche care cândva alimenta pentru situații de urgență balta comunei. Noi ne-am pregătit să facem un proiect pentru a reactiva această conductă, iar acum ne-am trezit că cineva s-a apucat să o scoată și să o valorifice cine știe în ce folos. În prezența subprefectului a urmat un schimb de replici între reprezentanții SGA și primarul Dumitru Pop. Reprezentanții SGA au afirmat că au scos conducta pentru că nu se putea cosi iarba din cauza ei și au dat asigurări că săpăturile nu sunt atât de adânci încât să afecteze digul. De ce l-ați luat de acolo? Dumneavoastră? Da, e a comunității. Dar de ce e a comunității? Pentru că e proprietatea statului rom. Pentru că pe mine mă încurcă la casă și nu pot să vin. Nici nu s-au văzut. Cineva v-a mințit. Aveți vreo poză că a fost afară? Dar dumneavoastră aveți? Da. Eu am poze pe dig. Păi nu dumneavoastră. O să arăt la cine trebuie. Subprefectul Alfa Tertamaș a solicitat tuturor autorităților prezente ca mâine dimineață să formuleze câte un raport pentru ca mai apoi să fie luate măsurile ce se impun. Reprezentanții ISU Satu Mare au afirmat că este nevoie de o expertiză pentru a se vedea dacă digul Someșului a fost vulnerabilizat în locul în care au fost executate săpăturile.